Acum să dăm drum la carne. Întâi ne spuneți ce pregătim, ce pregătiți. Pregătim carnea, o am aici. Cum se numește Poștiță? Felul ăsta de mâncare? Borș de afumătură. Borș de afumătură. Așa, borș de afumătură. Deci avem carne, avem aici ceapă, așa, avem ardei, pătrunjel, păstârnac și morcov. Bun. Avem zarzavat de vară, care poate dă un gust mai aparte, și bulion făcut de mine acasă. Așa. Aia este care le folosim acum. După ce punem carnea, o scoliam și o punem la fiert, ne apucăm de tăiat zarzavatul, să-i dăm drumul la jumătatea fierturii. După ce fierbe jumătate din carne, dăm drumul la zarzavat ca să nu fiarbă, să mă celărească el, să mai numește așa odată. Da. Acum să dăm drumul la carne, da? Ne ca să fiarbă cât stăm noi de vorbă. Bineînțeles. Așa. Ce fel de carne e asta? Asta este carne de porc. De pușică. De porc afumată. Așa. Uite așa. Și-o tăiem așa bucățele, porțioare. Așa. Și-o spălăm frumos. Așa. Și sunt coaste. Asta e costiță. Da. Costiță de pușel, așa se mai numește. Aia nu mai pun, că e prea grasă. Și dăm drumul leacă de apă așa, peste ea aici. Punem apă. Așa. O leacă mai rece. Dar să spălăm o leacă de fum. Așa. Și o lăsăm la fiert, acolo, acoperită și ne ocupăm de altă treabă. Așa. Temerică sunteți dumneavoastră. Acum pregătim zarzavatul pentru borș. Că borșul fierbe, e de zor. Să vedem după miros cât devine groase. Așa, trebuie să-l mai spumiez o leacă. Să-i luăm spuma, cât păi stăm așa de vorbă. Uite așa. Că să arate bine. Trebuie spumuit, da? Întotdeauna. Trebuie spumuit, da? Pentru că de la fum, de la grăsime, să mai ridică. Așa. Se ridică așa ceva care asta apare urât la ciorbă. Borș. Cum zice nu. Așa. Asta. Să curățăm o ceapă. Să curățăm un cuțitar să iau de aici. Așa. Curățăm o ceapă pentru așa ceva, pentru borș. O tăiem mărunt. Acum să punem niște bulion. Tocmai că nu se poate pune cu lingura mea. Și așa, o lingură de asta lantă. Uite așa. O lingură. Două linguri de bulion. Deci peste carne ați pus zarzavatele. Ce zarzavatele ați pus? Zarzavat. Compoziția compusă din ceapă, morcov, ardei și pătrunjel punem și niște păstârnac, așa, ca să nu mă încurc. Aici, că-i mă pățcă și de aici. Pătrunjelul punem la urmă. Da. Acum ați pus păstârnacul la... Păstârnacul am pus aici. Acum este de să lăsăm să fiarbă. După așa îi punem borșul. După așa fierbe carnea bine. Uite cum arată. Ia uitați. Deja arată foarte bine. Da, de la bulion este deja culoarea. Da, da. Puneți pe ceva pe fund. Uite paleta asta așa. Aici. Așa, furculeță. Cred că trebuie fiartă. Vă dați seama la tăiat, da? Da.
după culoare. Da. Mai trebuie fiartă. Bună? Are bun gust? Te merg. Trebuie așa. Așa, cameramanul. Tu vrei alergă? Nu, să rămână. Mai veni alergă lăsată. Și pe mine punem borba și fideaua. Așa. Lăsăm să fiarbă aici. Punem alergă capacul. Să punem borș. Deci acum verificați carnea dacă se ia de pe os. Fiartă. Uite așa. Da. Se ia de pe os. Da, da. Ia de acum de plus. Deci e plantă fiartă. Acum mai dăm drumul la borș. Borșul trebuie gustat mai de multe ori. Din cauza că sunt fii prea multe. E oala mare și am pus puțin. Merge cam un kilogram de borș la oala asta. N-am avut cuibul făcut ca lumea. Dacă nu ții cuibul, nu poți să umpli borșul ca lumea dacă nu ții acolo. Mai avem o cană de apă. Avem mai și așa, o crepișoară. Avem o cană de apă? Uitați crepișoara asta, doamnă. Așa, până la jumătate? Dați-o că eu sunt cât pot aici, cât în silență. Așa. Miroase, uitați-vă la... Mai da și bine. La ospropel. Las că mă uit așa, că și termin cu roșul ăsta. Roșul pe acolo, dacă l-am pus, dă-o în bloc, îți pun eu. Îi dau fideaua. Ce o mare. Da, arată. Deja. Ah, un pic de sare am să mai pun. Da, da, așa. Borșul. Gustul la borș, știi că numai sare au. Da, dacă nu continui din sare, nu-i gustos. Punem acum fedeaua. Așa. O să pui și pe asta. În borș. În borș, da. După și mai fierb o leacă fedeaua asta. Îl luăm deoparte, punem pătrujelul. Și-a scăpat cu mâncarea. Pierd să mai poate pune la masă, nu mai pun la sorbă, ca să nu fie preparat. Pentru un jelul să nu pui. Tu nu aveți un jel verde la ora asta. Silvia l-o cules din piață. Ce să fac? Aia asta nu mai am pus la fizideață, am dus cu proaspăt eu. Am pus la frizidea, pătrunjel, marar. Am dat. Am zis că proaspăt. Proaspăt mi-a adus. Da, nu? Așa e. Așa. Și unde de asta. În acesta. Sunt în sfârșit. Nu se întâmplă nimic, nu e nicio problemă. Da, peste dos, vezi. Așa, aici a venit o cată așa mărunt și a dat drumul.
grădină pe o stradă din Pătrunjel. Dar nu știu de ce m-am dus eu să văd, că acum cred că e invizia. Toate femeile vine și e maraj pe Pătrunjel de la mine. Da. Și usturoi verde vara din grădină, ca tata s-o mai învăță de numai scăbie. Dar nu se face mare la noi. Usturoiul? Mm-hmm. O să oprim de acum, de să vedem fideaua. Fideaua, până mâncăm, să mai și noi. Mai lăsăm o leacă. Am adus borșul și ne povestiți cum ați făcut borșul, așa, cum se numește? Borș de costiță de porc afumată. Mm-hmm. Din care am pus carne la fiert. La jumătatea fiertului cărnii, s-o tăie zarzavatul, s-o pus în prânzul. Când aproape să se termine de fier definitiv, s-a pus fideaua, borșul și s-a dat gustul. Uh-huh. Și cu asta zicem poftă bună. Puțin pătrunjel deasupra. Ia să-l vedem. E cel mai arătos borș pe care l-am întâlnit. E carnea și ce-o dat așa culoarea asta frumoasă? S-a pus bulionul, care de la culoare, uh-huh, și de la cărniță. Asta este. Borșul de afumătură, da, nu se compară cu nimic.